întrerupă o secundă, de, de domnule Matieș, revenim imediat la discuție, vin informații de ultimă oră despre ce se întâmplă acum. Demisia scrisă a ministrului Gabriela Fira a ajuns deja în momentul acesta la Secretariatul General al Guvernului. Este informația momentului, așadar, Gabriela Fira și-a dat demisia din fruntea Ministerului Muncii, iar demisia scrisă deja a ajuns la Secretariatul General al Guvernului. Asta înseamnă că vom asista din nou la ceea ce am văzut și ieri după demisia lui Marius Budăi din fruntea Ministerului Muncii. Cineva va trebui să preia interimatul, urmând ca mai apoi din nou Marcel Ciolacu să decidă cine va prelua și acest portofoliu.